De ce vii la școală să înveți limba română? Pentru că eu m-am născut în România și îmi place limba română. Are cuvintele așa expirate. Limba română se trage de la limba latină și Iisus, când era pe pământ, a vorbit în această limbă. Cineva? Deci sunt clopotele. De la o mănăstire, probabil. De la o mănăstire, exact. Putna? Putna. Formidabil. Cine a răspuns? E un răspuns colosal. Studenta cea mare. Da, sunt într-adevăr clopotele de la mănăstirea Putna, înregistrate pe viu anul acesta la 15 august, anul trecut, în 99, deci nu anul acesta, la 15 august, când este hramul mănăstirii Putna și când se adună acolo mare masă de oameni venite din cele 10 provincii istorice ale României. Este o întâlnire emoționantă, sub semnul religiei, sub semnul curățeniei și sub semnul istoriei. La Putna a avut loc, știți, cu mult timp în urmă și acea adunare istorică la care a participat și Eminescu și Ciprian Porumbescu, și au consfințit, au reactualizat duhul național și duhul țării românești. Vedeți, pare un clopot simplu, dar el are un sunet aparte, nu numai pentru că compoziția de aramă și argint diferă în mod ingenios de la o elaborare de clopot la alta, dar aici sunt și mânuite în mod aparte, astfel ca să sugereze Ștefan cel Mare, să sugereze cuvântul Ștefan, Ștefan Domn cel Mare. Când asculți acest clopot tras de cineva priceput, îți sugerează aceasta. Iată ce v-am adus în dar de acasă, din meleagurile natale, din România, sunetul autentic al spiritualității românești. Așa cum la Putna se adună 10 provincii istorice și semnificația este însemnată, așa și noi aici, important este că ne-am adunat și ne revedem și ne amintim de țară. Asta este cel mai important. Mai important decât conținutul
micului discurs de astăzi, mult mai important este aceasta. Faptul că ne aflăm împreună și ne regăsim sub semnul limbii române. Mă simt foarte solidar cu emigrantul român și în călătoriile mele în, pe planetă mă întâlnesc cu emigranții români în semn de pontifex, a face poduri peste depărtări și a ne găsi. E o condiție specială. Scriitorul este un mărturisitor și un păstrător al limbii și un mărturisitor al neamului. Deci el mărturisește. Credința are nevoie de mărturisitor și un spațiu cultural are nevoie de mărturisitor. Tema care mi-a sugerat-o domnul director Lucian Augustin este generoasă. Pe vreme când intra la Academie, a ținut un discurs care se numea Lauda țăranului român. Acum eu voi face lauda limbii române. Discursul lui Rebreanu a rămas celebru în istorie. Discursul meu va rămâne celebru la Melbourne, da? Printre dumneavoastră. Nu aspir la mai mult decât să ne amintim că odată a venit un scriitor de la București și ne-a vorbit despre lauda limbii române, despre importanța limbii române. Cât de importantă este. Româna are ceva comun cu engleza pe care noi o vorbim în acest spațiu australian? Are ceva comun sau sunt limbi străine? Iată, pornim de la această premisă că engleza și româna au ceva comun. Sunt din aceeași familie. Limbile din care provine și româna este limba latină. Din această familie fac parte limbile germanice, din care a derivat mai târziu engleza, cu niște modificări în istorie. Deci ele sunt din aceeași familie. Când spui tata sau mama, vei întâlni aceeași exprimare și în sanscrită și în latină, pater. Din latină îl veți întâlni și în greacă, patera se spune și astăzi la părinte, în limba greacă. Father vine tot din acest pater, deci cu niște adaptări, cu niște modificări. Iată un punct important sufletește, să știm că limba română și limba engleză fac parte din aceeași familie de limbi indo-europeană. De ce învățăm noi româna aici într-o școală? Noi suntem favorizați că ni se îngăduie să învățăm româna. Învățăm româna pentru că e limbă maternă. Dar să știți că există un interes pentru română și la vorbitori de limbi străine, de limbi, alte limbi etnice. Cum s-ar explica? Prin ce ar fi importantă limba română? Pentru noi știm de ce este importantă. Că este limba în care ne formulăm cel mai bine trăirile sufletești, limba, mai ales cei care încă au limba maternă. Cel mai bine ni le exprimăm